astăzi am invitat, să zic specială, parcă ai fi specialitate. Uitați aici, bucată de specială. Astăzi am pe Nicoleta, pe Nicoleta Stănciucă, pe canalul meu de YouTube. Și îi fac așa un interviu rapidos, ca să o cunoașteți și voi mai bine, pentru că am impresia că noi totuși avem niște bucăți de public care nu știu... una de cealaltă, așa, da? Așa, și atunci eu te introduc la, voi, la minunatul meu și marele meu public. Păi oricum e mai mare, da? Da, e, din punct de vedere al cifrelor, da. E mai mare, mare. Eu pe Nicoleta am descoperit-o practic cu ajutorul vostru, deci în cazul ăsta voi ați fost influencerii și anume voi mi-ați spus, despre Nicoleta. Am ajuns după aia să ne uităm una la cealaltă, să ne comentăm, după aia să ne vorbim, ne-am văzut la o ceai, cafea, ce-a fost și după aia am cam rămas în legătură. Da, să zic. Da. Așa. Așa că mulțumim. Da, da. Cu ocazia asta. Da, 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 mulțumim. Dar eu mereu am zis, ăsta a fost câștigul cel mai mare de când fac YouTube. Faptul că sunt oamenii care vin cu chestii și lucruri. Și cu idei și faptul că ai ocazia să vorbești cu foarte mulți oameni interesanți. Da, deci, cu care să toți sunt interesanți, cu care să ai și ceva legătură. Da, da, da. Nu știu, mie mi se par, eu fac clasamente din păcate încă în capul meu și unii sunt foarte interesanți, bine, toți sunt interesanți, dar pe nivelul de interesant unii sunt mai sus. Nico, asta ne spui o fișă tehnică, adică câți ani ai, cam cu ce te ocupi, așa, ce vrei tu să ne spui, așa, un fel de carte de vizită de aia tehnică, adică dacă ai fi tu o cremă, ce scrie la tine la ingrediente? 90% Pepsi. Pepsi? Da. Așa, deci... Câți ani ai întâi, zine? 28. Mulți înainte. Mulțumesc. Așa, cam cu ce te ocupi? În ce zonă activezi? În publicitate, în momentul de față. În publicitate, ok, copii n-ai. Na, pisici? Nu mă 6. Ai 6 pisici? Da. Ia, stă la casă. Și sunt și în renovări. Deci am disperat pe cu asta, am disperat cu renovările, nu mai pot săraci. Da. Și acum vine prima întrebare. Stupidă, de câte ori te speli pe păr pe săptămână? De 2 sau 3 ori. Mă spăl o dată la 2 zile și mi le calculez în funcție de ce am de făcut în ziua următoare. De exemplu, pentru că m-am văzut cu tine astăzi, m-a spălat de dimineață pe cap, știi? Dar dacă nu m-aș fi văzut cu tine, era destul de ok părul, ar fi, știi? Da, dar așa e că pe cameră se vede și mai nasol dacă nu speli imediat. Să vedem, să vedem. Așa. Când erai mică, te jucai mai mult cu păpușele sau cu mașinuțele? Nu prea aveam și oricum păpușile le luam și le tundeam când e, așa. Da, le tundeam, le dezbrăcam prima dată și după aia le tundeam. Le tăiam părul. Și nu prea. Și îmi plăcea foarte tare să-mi fac pistoale. Nu știu de unde, că nu mă uitam la filme. Dar îmi plăcea foarte tare să-mi fac pistoale și îmi făceam pistoale în mod special din tije de leuștean. Avea bunica mea un leuștean foarte mare care făcea niște tije așa groase și din alea îmi făceam puști. Nu m-am gândit niciodată că leuștean ar fi bun la asta, da, uite, de, da, de acord. Când te-ai îndrăgostit prima dată? Nu știu de la 14 ani la Lendelon? Da, Alain Delon la 14 ani, deci acum 14 ani, încă arăta bine acum 14 ani Alain Delon, deci da, și să știi că îmi place versiunea lui grizonată, nu aia tânără. Am înțeles. Deci cu cât mai bătrân, cu atât mai bine pentru mine. Da, și dacă tot am ajuns la capitolul de bărbați, îți plac bărbații mult mai în vârstă decât tine sau cam de aceeași vârstă cu tine? Mult mai în vârstă decât. Mult mai. Mamă, deci îți spun niște chestii pe care nu le știu nici pe canalul meu. Așa, am luat mult mai în vârstă. Toate relațiile mele au fost cu bărbați mult mai în vârstă decât mine. Adică nu mă pot lipi de cineva de vârsta mea sau cu câțiva ani mai mare ca mine. Nu, nu pot, nu. Am înțeles. Bun. Ce părere ai despre parfumul La Vie Belle? Care e ăla? Băi, don't be a bitch. La Vie Belle e peste tot, I mean. De la ce este așa? De la ce este de la Lancôme? Și face reclamă Julia Roberts. Am auzit, poate să nu-l știi, nu-l știi? Nu cred. Și nici eu nu l-am acum, am undeva o mostră, ce l-am avut și full size, dar l-am făcut. Cred că dacă îi văd sticlul ăsta, s-ar putea să o știu, că dacă e promovat peste tot așa, dar nu vine în minte. Adică, și asta pentru că cel mai probabil nu este genul meu de parfum. Mie îmi place foarte sigur mult. Sigur nu-ți place, păi de-aia te-am și întrebat că vreau să scot acum ceva juicy, de fapt de scandal. Mie îmi place ca să zic așa, uite, unul din parfumurile mele preferate, care e de fapt un flanker, tu ai zis că e flanker, este Miss Dior Sherry. Așa, da. Ăla îmi place. Da. Ăla este unul din my signature scent, dacă vrei să zicem așa. Și îmi place foarte, foarte mult Givenchy Play Ăla Mauve.
Play on a mop. Play. Și mai place și Burberry Brit. Care, vezi, nu are sunt acele... Are gusturi bune, zice că nu-ți pricepe la parfumuri, dar... Nu sunt aceeași familie, adică nu prea se seamănă între ele, dar îmi plac. Deci astea sunt preferatele mele, top 3. Pentru mine. Înțeles. Câte ruși vrei? Păi înainte să fac curățenie aveam vreo, cu tot cu glosuri aveam la vreo 100, acum am mai redus din ele. Aha, am înțeles. Dar nu le folosesc pe toate, adică și îmi pare rău. Acum trebuie să-mi iau ceva, să-mi iau de asta, să mi le aranjez, că stau în grămadă. Da. Când te-ai apucat de YouTube? În 2013, prin ianuarie. Și m-am apucat că eram obsedată, deci nu făceam decât să mă uit 8 ore pe zi la YouTube, non-stop. Oh my god, dar de unde aveai atâta timp? Păi nu lucram în perioada aia și eram și într-o perioadă din aia de down phase, așa, știi, maximă. Okay. Și m-am gândit eu că trebuie să fac ceva inventiv, că eu fac YouTube nu pentru că trebuie să apar în fața cuiva sau să dau impresia că sunt extraordinară, ci pentru că mi se pare o chestie foarte creativă. Și poți să-ți bagi foarte multă creativitate, să-ți consume foarte multă creativitate și energie, bineînțeles, dar consumă multă creativitate și mie, în general, asta sunt chestiile care îmi plac cel mai mult. Adică cât mai creative, care să te absoarbă, să faci tot felul de chestii, că de-aia îmi place să fac DIY-uri, spre exemplu. Am văzut, nu fac foarte des, da. Ce-i drept, pentru că... Dar faci când faci câte unul, mai ales aia cu creioanele topite cu fionul. Aia să nu le arătați la copii. Da. Bun. Ce mai vreau să te întreb? Te-a inspirat cineva? Adică sunt anumiți youtuberi pe care tu i-ai urmărit și ai zis, bă, aș vrea să am ceva din ăștia? Da. Surorile Fowler sau Fowler, nu știu cum dacă le știi. Elle Fowler și cu Blair Fowler. Nu. Ele erau în vogă pe vremea aia. Erau Juicy Star 07, îi zicea lui Blair, că ea era mai sus decât sora sa și îmi plăcea foarte mult. Că dacă mi-aduc eu bine aminte, unul din primele clipuri pe care le-am descoperit pe YouTube și care atunci mi-a s-a deschis ochii că uite pe YouTube să poți face chestii de astea, că până atunci eu credeam că pe YouTube ascult doar muzică. Așa. Așa, și am văzut colecția ei de make-up a lui Juicy Star 07 și am rămas mască și nu-mi venea să cred că un om poate să aibă atâta machiaj. Apropo, dar tu ai colecție mare de produse de make-up? Nu. Ți-ai făcut clip până acum? Colecția mea de make-up? Da, mi-am făcut unul, dar de atunci am redus mult din ea. Așa că ai făcut o dată parcă cu ceva. Cu Project Pen-ul. Așa că nu vreau să mai cumpăr. Teoretic, până în noiembrie n-ar trebui să mai... Până în decembrie n-ar trebui să mai cumpăr produse cosmetice. Și nu prea am cumpărat acelea. Vreo 2 ani ar trebui să mai cumpăr. Da, youtuber român care să te inspire, care să-ți placă? Sincer? În afară de mine, bineînțeles. Dar pe mine nu mă cunoșteai, că în 2013 nu cred că făceam YouTube. Nu. Așa, sincer. Până să postez eu pe YouTube. Deci nu știu că există youtuber românești, jur. Deci nu mă uitam. Vreau. Sunt treia, știu, îmi pare rău. Dar mai stai și tu acolo search. Nu. Nu, pentru că dacă am găsit bucățica mea care mi-a plăcut, adică a fetelor din afară, am găsit câteva pe fetele astea și încă câteva, am rămas pe ele, atât. Nu n-am mai căutat mai mult. Și după aia am intrat și în momentul în care m-am apucat eu de YouTube, erau altfel fetele de pe YouTube de la noi. Altfel, adică cum? Mult mai naturale, mult mai simple, mult mai basic, adică și le interesau foarte tare să facă clipuri de make-up ca să facă clipuri de make-up, nu ca să atragă atenția cuiva, și le interesa foarte tare să facă un machiaj frumos, ca machiajul pe care l-au făcut acum să fie mai frumos ca ăla dinainte și să facă ceva cu plăcere. Da, și să vedea chestia asta. Acum nu mai vezi chestia asta, odată, și în al doilea rând, nu știu, fetele care erau pe YouTube atunci s-au cam lăsat. Deci mai este Dede Makeup, dacă o știe, în Italia, dar ea face clipuri în sporadic, așa, când așa, și în rest nu prea mai știu din fetele vechi. Bine că au fost, adică cele care mai sunt acum, eu nu prea vorbesc despre YouTuber la mine pe canal. Așa, și mi-e oarecum greu. Acum, mi-e oarecum greu să vorbesc despre YouTuber, că nu prea înțeleg, știi? Că toată lumea se sensibilizează în ultima vreme și nu vreau să sensibilizez pe nimeni. Să se sensibilizeze. Apropo, ce faci tu cu haterii? Că intră haterii și spun acolo chestii nasoale la tine pe canal. Ce faci? Ștergi comentariile, pe care le ștergi, pe care le lași? Nu le șterg nici pe alea în care mă jură. Da? Da, și în care îmi zic niște chestii, dar le aud numai pe la vecinii mei, care sunt foarte evoluați în materie de jurături. Așa. Înțeles. Știi, deci nu le știu, le lasă acolo, pentru că, fiecare om cu
dăm la oale. Eu le șterg pe alea care sunt mult, mult prea vulgare, le șterg din perspectiva că mă gândesc că intră, la mine mai intră și copiii pe canalul de YouTube și mă gândesc că... Și la mine, dar... Da, nu știu, nu cred, nu cred eu că curățenia, să fac curățenie. Copiii din ziua de astăzi nu cred eu să nu știe. Poate da. Nu știe Mihai. Da. Știi, ba, nu, cred că știe și el, dar ideea este că nu vreau să le citească în mod deosebit la mine. Sau la fel când sunt încărcate cu foarte multă răutate, pe alea le șterg. Așa că doar când zic că-s bătrână, că-s urâtă, nu știu ce, astea le las. Nu e o problemă, nu șterg, dar șterg astea că, cu amenințări, cu epitete, da, la care nu pot să le redau aici pe canalul meu. Du-te și împușcă-te, că ești chioară și urâtă și ai fața strâmbă. Voilà, cam așa spun. Ok. Așa, da. Asta cu chioara e clasică, la mine este un... Și acum întrebarea majoră și cu asta o să ne apropiem de final. De ce nu primești tu mai preschituri de la companie? De ce nu primești? Pentru că sunt o invidioasă. De ce nu primești goodie bag-uri? De ce nu vii la evenimente? Că pentru... asta este marea... Nerăcire, da. Este marea de ce arde lumea? Pentru că sunt o invidioasă și o reașă. Așa. N-ai văzut? Nu, că sunt cea mai mare invidioasă din univers. Da, da, am observat, n-am remarcat. Așa. Așa. Acum, pe serios, de ce nu? Pentru că vorbești tu frumos cu companiile astea să... N-am vorbit niciodată cu ele. Pentru că m-am gândit că, băi, dacă îi place de mine și am nume de mutra mea sau de ce fac eu, ar trebui să vină ei să-mi zică, bă, da. Uite, știi? Adică, cel puțin, așa credeam eu că e procesul ăsta, în mintea mea, da, în, da. La La Land, la mine în cap, așa credeam că așa e procesul, adică da. Ăla te vede, el din perspectiva de PR profesionist și așa, îți analizează munca, nu așa, și după aia trage o concluzie, mi se potrivește persoana respectivă pentru ce vreau eu să targetez sau nu, știi? Și... Tu asta e într-o lume ideală. Da, da. Că... Ulterior m-am trezit repede, da. m-am trezit recent. Da. Chiar am o poveste să zic despre un panier de pier, să mă rog, despre un pier. Dar nu ți-o zic în... Nu o zici aici. Nu o zic timp de aia, că după aia crește în viewership-ul pe hater. ca idee, tu procedezi foarte, să zic așa, cavalerește, să spun, dar... E bine, știi ce se întâmplă? Ei nu sunt chiar atât de mulți PR și au destul de multă treabă și atunci ba chiar ai ajuta că din când în când, mai ales dacă le trimiți o prezentare coerentă și clară și la obiect, adică sunt cu Tărica, așa, cam ăsta e conținutul meu, de atunci fac YouTube, am atâția follower, nu știu ce, la, uite, sunt aici, să știi de mine. Și mai e o chestie care eu o iau personal pentru că așa am fost crescută și anume că în momentul în care te duci să ceri cuiva, e ca și cum te duci să cerșești. Și mi s-a mai zis chestia asta, că dar de ce nu te duci și tu să cerșești pe la alte uși ca alții? Nu e cu cerșitul pentru că... Și, da, nu e, pentru că până la urmă tu prestezi o informație, adică îi dai omului o informație în schimb. Hai să zic o chestie. Dacă e să mă întreb pe mine, ei au mai multă nevoie de noi decât pentru că noi suntem un canal de comunicare. Ei pentru toate celelalte canale de comunicare, și tu știi bine că lucrezi în publicitate, trebuie să plătească, cash, nu-mi era bani. Pe când... Cu forma asta de comunicare prin PR, press, kituri, de astea, nu știu ce, îți ridici un pic posibilitatea de a comunica și prin alte canale. Bine, probabilitatea normal că e mai scăzută, pentru că atunci tu când plătești, e un contract, știi că de bine de rău o să apară în revista cu tare, pe panou, nu știu, dar când îi trimiți unui blogger, ceva, nu știi, dar dacă tot îi trimiți, la un moment dat, măcar... Tot o să pun o poză, da, undeva, oriceva. O să apară în cadru, știi? Și noi suntem alt canal de comunicare pentru ei. Și este, din punctul meu de vedere, cel mai ieftin canal. Da, pentru și că este ei, și dacă cel mai... să te gândești, e cheltuiesc mai puțin. Și e calea directă către public. Și e cel mai, să zic, mai uman, așa, mai... Păi, inițial așa au prins... nu știi că în state canalele de beauty așa au prins. Da. Au crescut foarte mult. Pentru că s-au prins companiile de treaba asta. Că, băi, uite, da. Este o modalitate de face publicitate... umană, care nu mai pare mascată, forțată și nu e publicitate, de fapt, e o comunicare, că tu știi că diferență între publicitatea este exact, ai un target, vreau să, nu știu ce, la anumite atribute, pe când comunicarea e mai liberă, o lasă să duce, nu se știe ce va ieși. Adică mama îi trimite lui Nicoleta o cremă, dar nu se știe ce va ieși de acolo. Și la mine ies multe. Da, nu, și la mine s-a întâmplat, că se întâmplă frecvent ca să primesc produse și chiar să nu-mi placă și să spun lucrul ăsta. Nu, dar știi care chestia? Și explic de ce nu îmi place. În momentul în care cineva m-a abordat cu un mail de genul ăsta, eu tot timpul le-am spus, băi, uite, fii atent, eu fac clipul ăsta, colaborăm, chiar și barter, adică nu e așa. Dar eu am să țin tot timpul partea asta pentru mine, să spun publicului meu
adevărul. Adică n-am să mint pentru că o cremă. Ai, seriously, că putem să ne cumpărăm și noi creme. Nici pentru un Audi n-aș minți. Da, mă rog, las-o. Nici nu am venit cu Audi, că mie de fapt îmi place alt tip de mașină, dar vorba bine. Eu nici nu mă pricep la mașină, că și așa nu am carne. Dar, adică o cremă pot să-mi cumpăr și eu, chiar dacă e 3 milioane, chiar dacă e 500 de euro. Până urma urmei, dacă vreau neapărat să-mi o cumpăr, exact, mi-o cumpăr. Exact, dacă vrei neapărat să vorbești despre trebuie ceva, nu trebuie să mint pentru ea, ca să, adică valoarea mea nu stă în crema aia, să înțelegeți, știți? Corect. Și atunci tot timpul pun chestia asta, le spun în mail. Eu o să-mi spun părerea sinceră despre produsele voastre. Corect. Nu, cu condiția. Uite, pot să le arăt înainte. Uite, vă dau înainte clipul. Materialul, așa, să-l vedeți. Dacă vreți, vă spun părerile mele sincere. Dacă vreți să publicăm chestia asta, o publicăm. Dacă nu, iar bine. Pentru că, na, poate... Da. Nu o chef să publice chestia asta. Da, și la urmă la ei job, știi? La și ei, în momentul în care mi s-a întâmplat chiar recent, când am spus chestia asta... Nu au mai băgat în seamă. Da. Deci nici măcar da, și eu am zis, și eu am ieșit din atenția unor PR sau nu mai sunt pe lista unor companii, cum se spune, tocmai pentru că am fost mult prea tancrusesc, prea directă, prea așa. Nici măcar nu m-am mai băgat în seamă. Da, nici măcar nu mi-a mai spus, nici măcar nu mi-a mai dat un mail să-mi zică auzi, ne pare rău, dar ne-am răzgândit. Da. Fără modi, și nici nu o să facă asta. Da. Sunt convinsă, adică așa. Dragilor, voi să spuneți dacă ați cunoscut-o suficient de bine pe Nicoleta. Noi promitem să mai facem chestii împreună. Da. Așa, să vă uitați și pe canalul ei de YouTube, pentru că și bine. La ea o să apară la un moment dat un clip în care apărăm noi două. Like, subscribe, ce mai vreți voi acolo, ce simțiți, ce nu știu ce. Și cam asta a fost tot. Da? Deci, da. Pa! Mulțumim!